Bună ziua! Astăzi am să vă arăt cum să face un sos de leaurdă. O vecină de aici lângă mine are leaurdă în grădină și m-a întrebat că dacă vreau să-mi culeg, că are prea multă sau nu vrea ea să o gătească, nu știu. Și am întrebat-o pe mami cum să face și m-a explicat cum să face și am să fac și eu. Sincer, am căutat pe internet, am căutat chiar și pe YouTube să văd cum să face sosul de leaurdă, dar n-am găsit. N-am găsit niciunde. Se face pesto sau se face altceva de sos de leaurdă, n-am găsit cum să face. Și acum am să vă iau cu mine și vă arăt cum culeg prima dată leaurda. Și cum o gătesc acum direct live cu dumneavoastră împreună. Uitați, vedeți? Aici o are. Și am să o culeg și am să o gătesc. Așa, acum am venit acasă cu leaurda mea. Pe mine nu mă mai vedeți așa bine. Eu sper să vedeți ceea ce fac eu aici. Că eu din nou mă filmez singură. Chiar în filmarea trecută, nu mai țin minte ce am făcut, m-a întrebat o doamnă că de ce nu se vede la mine așa bine cum gătesc, că la mami ce bine se vede. Da, pe mami o filmează Angie, eu mă filmez singură. Asta este. Ah, și nu m-am adus, trebuie să mă duc o licică mai mică, vin imediat. Așa. M-am adus o olicică mică. O să fac și niște cartofiori natur. Deci chiar numai am să pun apă, sare și atât. Și cartofiori mi-am făcut numai pentru mine câțiva. Le spălăm bine, bine, bine. Dar de fapt eu le-am mai spălat în două ape, dar na. Aici unde gătesc acum e rece, că nu am căldură aici în bucătăria asta. Că dacă o să fac sos de usturoi, o să miroase în casă și nu-mi place. Și așa că gătesc aici în bucătăria de vară. La noi e totuși rece, nu e așa timp de primăvară. Dar m-am înflorit pomul cu mățișoare, mai câteva pomișori, frumușele, așa. Deci nu am foarte multe ce sunt înflorite. Dar când o să fie o zi cu soare frumoasă, atunci am să vă arăt. Acum e prea rece, nu pot să vă arăt. Așa. Deci cartofii le-am tăiat odată pe jumate. Vedeți? Așa pe jumate le-am tăiat. Și am să pun sare. O să pun apă la fier, dar nu am să o fierb, deci numai doar odată să o opăresc. Și atunci am să fac un sos de usturoi și o pun acolo în sosul ăla de usturoi și foarte bună. Natalia, săraca, numără zilele până venim acasă și eu tot la fel le număr și eu abia apuc să vin. Așa, acum spălăm leaurda. Miroase a usturoi și m-am interesat pe Google. Și mai zice usturoi sălbatic. Dar eu vreau să gust una.
Se poate mânca și în salată, deci se poate face și salată din ea. Chiar și pișc, așa ca usturoiul. Foarte bună. Cui îi place usturoiul, e foarte bună. La gust. Mai sunt câteva frunze, că vecina mea, ce, de unde am putut să culeg la urta, au avut frunze acolo, gard viu, și lângă, în gardul viu, deci cum au picat frunzele, era pe jos frunze. Da, trebuie să vedem, o spălăm bine să nu avem frunze. Ce rece e apa. Trebuie să pun un pic și apă călduță să le amestec așa să nu fie numai rece. Vrea să fiarbă, începe să fiarbă. Așa, să fie apa puțin mai amorțită. Îmi place sâta asta mea. I-am luat și la mami una. O să-i duc și eu una. E fain că poți să pui mult așa în ea, multe, mai ales la spanac, la... Vedeți? Mai sunt frunze, dar nu chiar frunze, chiar numai mizerică așa puțin, deci trebuie să fiți atenți când o spălați. V-am zis că m-am uitat la YouTube într-un video, au făcut salată, deci nu au făcut sos de leaurdă. Nu știu, eu n-am găsit nicio mâncare ce, pe internet ce se face cu leaurdă. Și femeia aia ce o spălat-o, o găsit-o în melc. Da, păi sigur că sunt frunze, sunt melci, deci e natură, normal. Mă, cred că trebuie să mai închid un pic. Că nu poate să o prelucreze Angie filmarea dacă e mai mult de 3 minute. M-a cumpărat Roberto statativ și pot acum să stâng cu butonaș. Da. Deci chiar numai am stâng și direct am pornit din nou. Mai spălăm dintr-o apă și bine că... Am spălat-o deja din 3 ape, 4 ape, ajunge. Nu știu, 3 sau 4. Dar nu, ea nu-i murdară, numai atât că am avut câteva frunze.
Pot să vă arăt și apa, să vedeți că nu-i murdară. Deci chiar nu a fost murdar, numai că au avut frunze. Uitați, acum deja începe să fiarbă. Vedeți? Puțin, dar o să înceapă ea să fiarbă mai bine. Dar oricum nu vreau să fiarbă iaurta, deci vreau chiar doar să o opăresc. Că dacă nu, e prea mult așa noală și când se opărește, ea îi scade. Dar poate unele fete nici nu știe ce înseamnă leaurtă. Uitați, vedeți frunza asta? Da, să vă mai arăt. Și miroase usturoi. Are un miros de usturoi. Ai, ce bine miroase. Miroase a primăvară. Acum, deja începem și o întoarcem și pe partea cealaltă, așa anuală, cum putem. Ea deja o scăzut, deja s-a făcut ca spanacul. Imediat scade, vedeți? Gata. E gata, deci bine, e gata opărită. Acum o pun la străcurat. Că o să mai fiarbă și în sos, în sosul de usturoi. Cred că sosul de usturoi tot aici am să-l fac, nu ala asta, că e mare. Nu m-a apucat să ia cum s-a opărit leaurta, deci nu a fost nimica. Așa. Punem ulei. Deci facem un sos de usturoi. Mi-e sigură că știți cum se face un sos de usturoi. Ulei. Usturoi. Nu foarte mult usturoi, pentru că ea deja are gustul de usturoi, deci nu trebuie să folosiți foarte mult usturoi. Și să aveți grijă că usturoiul se arde repede, deci aici trebuie lucrat rapid, dar totuși trebuie prăjit. Așa. Punem făina. Voi o pun două linguri. Am mai făcut și două linguri pentru porția noastră. Deci câtă porție vreau eu să am, două linguri de făină întotdeauna mă ieși bine. Deci noi suntem 4 persoane plus socul meu 5, pentru 5 persoane. Așa. Acum punem leaurta, deci eu n-am tocat-o, eu nu vreau tocată, nu-mi place tocată, deci nici spanacul mie nu mi-l place tocat, mie așa mi-l place. Și eu folosesc acum deocamdată lapte vegan, dar dumneavoastră puteți să folosiți lapte normal, deci cum vreți. Punem sare. E bine că m-a luat Roberto statativul ăsta, că puteți să vedeți mai bine. Chiar m-a zis o doamnă data trecută că nu vede ce fac. Apoi, cum Dumnezeu să facă? Na, e greu, de una singură e greu. Na, și
leaurta fierbe acum și în sos, că de-aia trebuie numai chiar opărită. Ce bine miroase, vai, ce bine miroase. Acum eu mai pun și din ăsta ce să pune în sos, e ca o frișcă lichidă. Să pune în sosuri. E tot de la Alpro. Alpro are toate produsele vegane. Și acum imediat trebuie să gust, să văd dacă este destulă sare, de mirosit, miroase super. Se mai poate face cu paste de alea tăieței aia mai lați, nu știu să vă spun, paste de alea mai lați. Sau cu paste de care aveți, nu trebuie să fie chiar alea late. Foarte bun. Poate puțină sare mai. Puțin. Așa. Și acum imediat ne ocupăm de cartofi. Și cartofii sunt între timp sigur gata. Nu știu că nu am uitat. Gata, minunat! Mă uit la cartofi să văd dacă sunt gata. Sunt gata și ăștia. Acum trebuie să mă duc să tai ceva frunze de pătrunjel. Vin imediat. Așa, acum străcor cartofii. Străcor bine. Le pun din nou așa pe plită. Pun puțin unt, adică unt, margarină vegană. Puțină vegeta, nu mult, puțin. Și n-am avut pătrunjel, vă spun sincer, arpăgică pun. Nu mi s-a făcut pătrunjelul, trebuie să mă duc să-mi cumpăr ierburi, că nu mai am de anul trecut. Așa, uitați. Și acum vă fac o farfurie și suntem gata. Am făcut și un toast. Acum pun leaurtă și chiar și pe toast, că e foarte sănătoasă și foarte bună. Se poate mânca și crudă. Și din arpăgică. Așa. Roșii. Și acum... Ingo. A venit Ingo într-un timp și mă filmează. Mă filmează, mă salvează. Cartofiorii mei. Din leaurtă, dar nu știu dacă pot eu cu lingura asta, nu prea cred, nu le-am. Ia și din asta. Da, dacă n-am tăiat-o, normal dacă se toacă, nu se întâmplă așa, da? Le fac așa frumos. Nu, Ingo? Și pâinica. Și
Aceasta a fost realizarea mea. Pe curând, vă pup, ciao!